Spiritul sărbătorilor de iarnă a cuprins satul Lupșa de Jos, unde evenimentul Fulgi de Veșnicie, ajuns la a 12-a ediție, s-a desfășurat duminică seară, cu sprijinul primăriei Broșteni și al Episcopiei Severinului și Strehaiei, în parteneriat cu Asociația Fiii Lupșei. La acest frumos eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, fiind extrem de bucuros de faptul că obiceiurile și tradițiile merg mai departe în județul Mehedinți. Frumosul eveniment Fulgi de Veșnicie, ajuns la cea de-a 12-a ediție, s-a desfășurat duminică seara, acolo unde, alături de invitatul de onoare preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, s-a aflat și președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu. Am participat la concertul concurs de cântece de iarnă, alături de preasfințitul părinte Nicodim, la invitația domnului primar al comunei Broșteni, Alexandru Borugă, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu. În voce copiilor s-au regăsit obiceiurile și tradițiile de iarnă, de care cu toții s-au bucurat, fiind o mare fericire să vezi că și generația de azi își dorește să ducă mai departe obiceiul de a merge cu steaua pentru a ura gazdelor locului sănătate și belșug. Cetele de stelare au concurat în cadrul evenimentului, dincolo de premiile pe care le-au obținut la acest eveniment, marele concurs îl vor susține în fața gazdelor de Crăciun. Un spectacol deosebit a susținut și corul Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei și ascult cu încântare prestația lor de fiecare dată când am ocazia, întrucât pe lângă mesajul versurilor transmit o stare de spirit cu totul deosebită, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu. Festivalul concurs Fulgi de Veșnicie este numai unul dintre evenimentele culturale pe care Asociația Fiii Lupșei le organizează pe raza comunei Broșteni în atingerea scopului său principal, acela de a reînvia tradiția culturală a zonei. Festivalul Fulgi de Veșnicie a ajuns la cea de-a 12-a ediție, a fost inițiat în anul 2009 de Asociația Fiii Lupșei, al cărui coordonator este Mihai Corcodel, fiu al satului Lupșa de Jos și consilier în cadrul sectorului cultural și învățământ al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Evenimentul a avut ca parteneri încă de la început Primăria Comunei Broșteni, Școala Generală cu clasele 1-8 Broșteni și Parohia Lupșa.